Structură de rezistență și de protecție a organelor, suport pentru mușchi, scheletul uman este un sistem puternic și foarte rezistent. Oasele au reputația de a fi dure, dar cu toate acestea sunt țesut viu care se transformă și se reface de-a lungul anilor. La fel ca alte părți din corp, oasele se dezvoltă și se regenerează mai rapid în tinerețe, pentru ca pe măsură ce înaintăm în vârstă, procesul să devină mai anevoios. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. În acest clip vom vorbi despre osteoporoză, dar înainte de a începe, nu uita să te abonezi. Osteoporoza este o boală care afectează densitatea oaselor, astfel că acestea devin fragile și se pot rupe mai ușor. Este o boală silențioasă, în sensul că se dezvoltă în timp, fără dureri sau simptome majore. Întâi apare osteopenia, adică scăderea densității minerale osoase sub nivelul normal. Nu-ți dai seama când oasele devin fragile și de obicei osteoporoza își face simțită prezența printr-o fractură. La persoanele cu osteoporoză, fracturile apar cel mai des la închetura mâinii, la șold și la vertebre. Când sunt afectate oasele coloanei vertebrale, postura poate avea de suferit, ceea ce duce la alte probleme de sănătate. La nivel mondial, una din trei femei de peste 50 de ani și unul din cinci bărbați de peste 50 de ani vor suferi fracturi din cauza osteoporozei, arată Fundația Internațională pentru Osteoporoză. Menopauza și anumite medicamente pot cauza scăderea densității osoase și osteoporoză, iar genetica are de asemenea un cuvânt de spus. Boala apare în special la persoanele de peste 50 de ani. În urma fracturilor, la persoanele în vârstă pot apărea complicații serioase, iar multe necesită îngrijire pe termen lung. Nu putem schimba genetica și nici nu avem cum opri înaintarea în vârstă, dar putem avea grijă de sănătatea oaselor prin ceea ce mâncăm, deoarece alimentația poate fi de ajutor pentru schelet. Dacă vrei să ai oase puternice, să reduci riscul de a face osteoporoză, iată ce nutrienți trebuie să-ți asiguri. Calciu. Pentru oase sănătoase, ai nevoie de calciu. Probabil ai auzit de multe ori această poezie. Calciu este într-adevăr un micronutrient esențial pentru a avea oase puternice și de aceea e important să incluzi în dietă și să consumi pe parcursul zilei alimente precum lapte, iaurt, brânzeturi, sardine în conservă cu oase, fasole, broccoli, cale și alte legume cu frunze verzi. Femeile cu vârstă de până în 50 de ani au nevoie de aproximativ 1000 de mg de calciu zilnic, iar cele de peste 50 de ani trebuie să-și asigure 1200 de mg de calciu zilnic. Bărbații au nevoie de 1000 de mg de calciu zilnic, iar după vârsta de 70 de ani, cantitatea crește de asemenea până la 1200 de mg. Este de preferat să-ți asiguri calciu din alimentație, deoarece vine la pachet cu mulți alți nutrienți valoroși pentru sănătate și să iei suplimente doar la recomandarea medicului. Vitamina D. Pentru a absorbi calciu de care spuneam mai sus, corpul are nevoie de vitamina D, altfel riscul de fragilizare a oaselor se menține ridicat. În plus, vitamina D ajută și la reținerea fosforului, un alt micronutrient valoros pentru sănătatea oaselor. Vitamina D se găsește în puține alimente, precum somon, ton, ficat de vită, sardine, gălbenuș de ou, dar poate fi produsă în organismul uman, în prezența soarelui. Este de preferat să te expui la lumina naturală dimineața de vreme, când soarele nu este puternic, pentru a preveni arsurile solare și a reduce riscul de cancer. Persoanele care locuiesc în zone unde lumina soarelui este limitată sau care petrec mult timp în interior ar putea avea nevoie de suplimentare cu vitamina D. Cantitatea necesară de vitamina D pentru adulți de sub 50 de ani este de 400-800 de unități internaționale zilnic, în timp ce persoanele de peste 50 de ani trebuie să-și asigure 800-1000 de unități de vitamina D zilnic. Proteine. Combinația de suficiente proteine și calciu contribuie la o densitate minerală osoasă normală, a arătat un studiu. Lipsa aportului de proteine poate favoriza fracturile de șold și scăderea masei osoase la adulți în vârstă. Asigură-ți proteine din surse animale și vegetale, carne, pește, ouă, lactate, fasole, linte, soia, nuci și semințe. Vitamina K2. Conform studiilor, aportul scăzut de vitamina K este legat de o densitate osoasă redusă, osteoporoză și risc de fracturi. Vitamina K2 în special joacă un rol important în sănătatea oaselor prin reducerea pierderilor de calciu. Se poate obține din brânzeturi tari, ouă, pui, porc, ficat de vită, varză murată. În continuare, iată ce să eviți pentru a preveni osteoporoza. Alimentele foarte bogate în sodiu determină pierderea de calciu, ceea ce poate duce la reducerea densității osoase.
Limitează cantitatea de alimente procesate de tip fast food sau semi-preparate și nu adăuga sare cu pumnul peste orice mănânci. Alcoolul în exces poate interfera cu absorbția de calciu și vitamina D de către organism. Cafeaua și băuturile răcoritoare care conțin cofeină pot reduce absorbția calciului, contribuind astfel la scăderea densității osoase. Evită să bei mai mult de 3 cești de cafea pe zi. Deși calciul, vitamina D, proteinele și vitamina K2 contribuie în mod direct la sănătatea oaselor, nu uita că influența lor trebuie avută în vedere în contextul regimului alimentar pe ansamblu, dar și al stilului de viață. Nu este suficient doar să mănânci brânză ca să ai oase puternice. Concentrează-te pe a avea o alimentație nutritivă în cea mai mare parte a timpului și nu uita să consumi fructe și legume, să faci mișcare și să-ți menții o greutate sănătoasă. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă-mi un like și nu uita să te abonezi!